Vernisajul expoziției Îndrăznește a fost deschis de maestrul Dan Bosgan pe sunete de vioară. Andrada a început să picteze în urma unui accident casnic. Încurajată de prietenii, dar și de mama sa, a continuat să-și aștarnă emoțiile și povestea în mod armonios pe pânză. Titlul expoziției, spune Andrada Cojocaru, nu a fost ales întâmplător. Vreau să le spun tuturor să îndrăznească. Acesta este mesajul principal pe care eu vreau să-l transmit prin această expoziție de pictură. Dacă un om care nu a pictat niciodată în viața lui, un om care, datorită unui accident casnic, un om care și-a rupt de două ori piciorul în 3 luni, ia, gândiți-vă așa un pic cam cum putea să fie și cam ce putea să gândească. Un om care a doua oară când și-a rupt piciorul era fix în ziua în care a impus carantina. Când toate lucrurile simțeai că se prăbușesc în jurul tău, am realizat că trebuie și pot să fac ceva pentru ca lumea mea, lumea mea interioară, lumea mea exterioară, să fie lumea în care eu îmi doresc să trăiesc. Este prima expoziție și iată că această pandemie face și lucruri bune. Că unii dintre noi ne regăsim sau ne găsim vocații despre care nu știam că există. Asta s-a întâmplat cu Andrada, pentru că în perioada pandemiei s-a apucat de pictat. Tablourile toate sunt interesante, frumoase, expresive, impresionează expresivitatea cromatică. O felicit pe mama dânsei. Dacă mama nu vă dădea prin naștere această nu numai talent, problemele care țin de culoare sunt ca muzică, vocea. Andrada Cojocaru nu este la prima întâlnire cu domeniul artistic. Este autoarea a 2 volume de poezie, Jefuitorii de vise și Radiografia unei iubiri. Din 1990 este jurnalist la Radio Oltenia Craiova.